Mulți stareți și duhovnici îmbunătățiți le recomandă credincioșilor să rostească în fiecare zi rugăciunea către Sfântul Arhanghel Mihail. Sunt mai multe texte ale acestei rugăciuni. Noi vă propunem următoarea variantă. Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail. Doamne, Dumnezeule atotputernice, împărate cel fără de început, trimite-le, Doamne, pe Arhanghelul Tău, Mihail, spre ajutorul robului Tău, ne, să-l scoată din mâna vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. O, Mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, revarsă mir bun asupra robului lui Dumnezeu, ne. O, Mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, căpetenia cetelor îngerești cu 6 aripi, voievode al puterilor cerești, al heruvimilor, al serafimilor și al tuturor îngerilor, fii mie păzitor tare, mare ajutător în toate nevoile, scârbele, mâhnirile, în locuri pustii, la răscruci de drumuri, pe ape și pe mări liman-lin. Izbăvește-mă, Mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, de toate înșelăciunile viclene ale diavolului și auzi-mă pe mine, păcătosul robului Dumnezeu, spune-ți numele, care mă rog ție și chem numele tău cel sfânt. Grăbește spre ajutorul meu și auzi rugăciunea mea. O, Mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, pe toți cei ce-mi stau împotrivă, biruiește-i cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, cu rugăciunile preasfintei născătoarei de Dumnezeu, cu ale sfinților îngeri și cu ale sfinților apostolii, cu ale sfântului proroc Ilie și cu ale sfântului Nicolae, arhiescopul mirelor Lichiei, cu ale sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, cu ale sfinților mari mucenici Nichita și Eustație, cu ale preacuvioșilor părinți, cu ale sfinților ierarhii și mucenici, și cu ale tuturor puterilor cerești. O, Mare Arhanghele Mihaile, ajută-mă pe mine, păcătosul robului Dumnezeu, ne, apără-mă de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de moarte năpraznică, de orice rău, de vrăjmașul cel înșelător și de năpastele aduse de el. Izbăvește-mă de cel viclean, Mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Note despre Sfântul Arhanghel Mihail. Numele său înseamnă cel care este asemenea lui Dumnezeu. Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea în iconografia creștină luptându-se și biruind un balaur. El este înfățișat cu aripi puternice, foarte mari, și cu sabia dreptății, o sabie de foc care arde. Instrument al adevărului în acțiune, sabia este simbolul puterii, al forței lucide duhovnicești, uneori singurul mijloc de a rezolva o problemă sau de a atinge un rezultat durabil. Lama și garda sabiei se îmbină în formă de cruce, semn al înfăptuirilor sale consacrate Sfintei Treimii. Sfântul Arhanghel Mihail este un luptător și un protector al Bisericii pe Pământ.